fetițe duci ca-n București, în toată lumea nu găsești. Astăzi, Rodica a dat capitala peste cap. A ieșit la o scurtă plimbare prin București și și-a testat farmecele pe tinerii dornici de senzații tari. Privește drept în ochii lor și să citești povești de amor. Cu picioarele la vedere, îmbrăcată cu o pereche de pantaloni scurți, o pereche de cizme cu toc și foarte sigură pe ea, Sexy Moroșanca a trecut la atac. Așa ca corp, sunt pe par. Destul de bine întreținut. A, deci apar destul de bine, nu? Dar în felul cum arăt îți place. Da, da. Și a pus la bătaie tot ce are mai de preț și le-a și cântat celor care i-au atras atenția. Sunt o fată așa de sexy, hopai din lidei, di da. Și mă iubesc toți băieții. Bună ziua! Vreți să faceți o poză? V-aș întreba cumva și eu ceva, dacă... Ați auzit despre Sexy Moroșanca? Da, te-am văzut aseară la televizor. Ah, m-ați văzut la televizor. Azi, să înțeleg că sunteți un fan al meu, da? Nu pot să zic fan, te-am văzut aseară. Ah, da, 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 vă place, nu? Da, îmi place emisiunea. Da. Cum vă pare că sunt eu, așa ca... Ca și corp? Da. Dintre toți, cel mai mult i-a atras atenția un tânăr de care nu s-ar mai fi dezlipit. Spuneți că sunt frumoasă, sexy. Da, într-adevăr, detaliul face perfecțiunea, dar perfecțiunea nu e un detaliu.